Bardie la Europa FM. O ediție un pic întârziată, Autofan, dar am întârziat-o cu un motiv important, pentru că voiam să auzim așa în premieră niște rezultate și nu orice fel de rezultate. Vă aduceți aminte că am vorbit nu de mult despre mașina anului 2023 în România. Aflăm acum ce preferă un juriu european. Este vorba despre juriul Autobest. Președintele Dan Vardie este alături de noi. Salut, Dan, bine ai venit! Salut, Radu, bine te-am găsit, bine v-am găsit, Europene FM, mulțumită prieteniei dintre mine și Radu, am reușit să mutăm această mică emisiune de ieri pe azi. De ce? Pentru că astăzi, la ora 11, ora României, cel mai mare juriu de presă auto al Europei și al lumii, Autobest, care are în componență 32 de țări, deci ziariști de prestigiu din 32 de țări europene. Sigur, anul acesta au votat doar 31, pentru că, așa cum știți, Rusia este suspendată și din Autobest, ceea ce, iată, arată cât de europeni suntem și noi, alături de toți cei, dar spre marea mea bucurie, Ucraina a votat și a votat exact în spiritul Autobest, care astăzi a decis campioana Europei. Ei bine, oameni buni, Renault Austral este campioana Europei, Best Buy Car of Europe. În anul 2023, în românește s-ar putea traduce, nu e nevoie de mașina care trebuie cumpărată anul viitor. Este titlul suprem, acolada supremă în lumea automobilului. Și să știți că deja reacțiile sunt extrem de interesante în toată Europa. Dacă mă întrebați de ce România, Renault Austral, nu a intrat în finală, motivul este unul de logistică. Pur și simplu, în România, Renault Austral nu exista fizic la momentul jurului nostru, Radu. Ăsta este motivul pentru care n-a putut fi nominalizată. Și a doua mare premieră a acestei zile este premiul Ecobest 2023, care a revenit în mod spectaculos lui Hyundai Ioniq 6. Hyundai Ioniq 6 este ultima creație a grupului corean. De asemenea, este o mașină care urmează să apară în următoarele luni de zile. Este o mașină care are niște calități impresionante când vine vorba de mașini electrice. Și reacția conducerii grupului Hyundai este fabuloasă, de la chairmanul Euisun Chung până la președintele pe Europa, toți au transmis astăzi mulțumiri pentru că, iată, din nou Autobest deschide ca juriu european o serie întreagă. Prin tradiție, să știți că acest Ecobest, care se adresează celor mai valoroase creații de mașini electrice de luat, de cumpărat în anul viitor. Întotdeauna Ecobest a fost un fel de model pentru toate celelalte premii. În general, cine a câștigat Ecobest a câștigat toate celelalte premii la nivel mondial, ceea ce e un compliment până la urmă tot pentru noi europeni. Păi, mă bucur că ne-ai împărtășit informațiile și știm cum stăm și la nivel european. Să nu uităm că am rămas dator totuși cu o informație. E bine, nu uitați că vă spuneam împreună cu Radu, cred că săptămâna trecută, Dacia Jogger a fost și ea în finala europeană, iarăși o performanță impresionantă pentru Dacia. Este, iată, al doilea an la rând după ce... Pe ce loc s-a clasat? Ei bine, n-a ajuns pe podium, a ajuns pe locul 4, pentru că podiumul a fost împărțit la o luptă iarăși fratricidă, cum am pățit și noi într-un fel la mașina lui România. De data asta era în cadrul grupului Stellantis. Locul 2 a venit Opel Astra, noul Opel Astra, care în România a fost pe locul 3. Iată, în Europa a ajuns pe locul 2 și Peugeot 308, care în Europa a ajuns pe locul 3, dar diferența între cele două a fost foarte mică, în timp ce Renault Austral a urcat mult mai sus, mult mai bine. Și sigur că da, Radu, dacă mă întreb ce am votat eu, o spun cu toată dragostea și cu toată calitatea mea de președinte Autobest, eu am votat pe primul loc Dacia Jogger. În calitate de român, așa. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, da. Și eu mulțumesc, Radu. Și ne auzim săptămâna viitoare cu o nouă ediție, ultima ediție din acest an aici la Europa FM pentru Autofan. Oricând ne asculți, it gives me a good mood. All
day long. Promitem să-ți aducem I love it cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM.